Fondurile obținute de la Uniunea Europeană prin Ordonanța 29 privind reglementarea unor măsuri bugetare au venit în sprijinul finalizării lucrărilor la căile de acces din orașul Târgu -Namț. Astfel s-a încheiat etapa de lucru pe strada Mihai Viteazul și acum s-a dat startul pentru strada Vasile Alexandrii din orașul Târgu Neamț. Continuăm cu cele 8 străzi care le-am început de acum un an. Am terminat una dintre ele, strada Mihai, strada Mihai Viteazul. La momentul actual se lucrează Răspunem cu forțe minime, pe strada Vasile Alexandrei și sper ca de astăzi sau cel târziu de mâine să începem lucrările și pe strada veterani. Îmi doresc din tot sufletul ca până la sfârșitul acestei luni, jumătate, cât a dat domnul să țină și vremea, jumătatea lui noiembrie, să terminăm to toate cele 8 străzi din orașul nostru. Aici este vorba de veteran Vasile Alexandrii, Nemțișor, Holea Croșca și Crișan și Dacii și Vânătorului. Am făcut partea de așezare a drumului, de nivelarea a drumului, urmă să punem cele două straturi de balas plus straturile astea, dar întâi vom face, așa este procedura, așa este proiectul, facem întâi, punem bordurile și Pavel, bordurile și apoi pavele, și de acolo avem stabilit nivelul în proiect, pe care vom turna cele două straturi care sunt prevăzute în proiect. Câți metri are această stradă care va fi asfaltată? Are 615 metri, care va fi asfaltată. Noi estimăm ca la sfârșitul săptămânii viitoare să fim gata cu primul strat, urmând ca după aia săptămâna cealaltă să turnăm. Mai exact până la sfârșitul lunii, credem că. Suntem mobilizați până la sfârșitul lunii și în funcție de vreme. Dar deocamdată deci, vremea ne-ar putea încurca în momentul în care începe să turnăm staturile de asfaltare, zicem că așa cum se prevede vremea, zic eu, că până la sfârșitul lunii octombrie. Administrația locală și-a propus să asfalteze câteva drumuri nemodernizate, lucrări ce vor consta în pavajare și asfaltare, aceasta datorită fondurilor obținute de la guvern.